Un senator a inițiat o lege potrivit căreia fiecare copil din România primește o alocație lunară de 100 de euro din momentul în care se naște și până își termină studiile, cu condiția să nu aibă absențe de la școală. Ce poate face un copil, o familie, cu 85 de lei lunar? Nimic. Dacă ar primi măcar 100 de euro, atunci, cu acei bani, într-adevăr, se poate face ceva. Nu toți vor primi acești bani, ci doar cei care nu au absențe la școală. În acest fel îi stimulăm pe tineri să facă copii și pe copii să învețe. Dacă fiecare copil va frecventa grădinița, școala primară, liceul și o facultate, nivelul de educație va crește simțitor.